astăzi toți băieții din familia Mirimi își vor face o frizură la frizer. Și nu acasă. Nu cred ochilor ce văd! Iar acum trebuie să decidem. Cum ne vezăm? Chel sau lăsăm codiță? Mircea zice că vrea cu zero. Vrei? Da? Nu știu. Mircea, ce-ai făcut? Eu nici nu vreau să mă uit. Îmi pare rău că nu i-am frizat la zero pe ceilalți. Până dimineața, m-am trezit la ora 8. Cred că este prea târziu, dar vreau să le fac o surpriză tuturor. Marti a fost nerăbdător și a vrut să deschidem acest ou cu surprize, da? Da. La început trebuie să tai câțiva cărnăciori. Matei ține oul, este al tău. Prima dată vom închide acest capac și dăm drumul la apă. Și așteptăm și se facă plină. Și acum urmează să pun pastele. Le pun așa și arată exact ca o caracatiță. O voi pune la fiert și voi face mai multe dintre astea. Și momentul culminant, oprim apa. Dă-i drumul, Matei! Wow! Cu chiu și cu voaia am reușit să fac câte ne trebuie nouă. Dacă vor, pot să mănânce și două. Matei, bagă înapoi în apă! Am încercat cumva să le înghesui aici, dar atunci când se vor rămâia, voi pune și capacul. Dacă vă place, apăsați pe like! Începe să fiarbă! Eu vă propun să încercați și voi așa caracatițe acasă, pentru că sunt foarte amuzante! Matei, deja se vede! Wow! Oare ce este? Murechin! Și pentru prima dată testăm paste chinezești, făcute din orez. A venit timpul să punem și celelalte paste. Dacă vă știți ce este ăsta, scriți în comentarii. Eu deja îmi dau seama. Opa! A curs apă! Cred că am pus prea multă. Și cam așa va arăta mâncarea de la micul dejun. I-am pus și ochi. Și așa voi face cu fiecare farfurie. Masa este pregătită. Și acum vreau să fac desertul. Deja este ora 9:30 și cred că vor veni la masă. Dar încerc să fac cât mai rapid și cât mai liniște. Ești un dinozaur! Chiar? Hai, dă-l puțin. Wow! Dar ei deja se aud. Dar lasă că mâine mă scol mai dimineață și voi face moșii. Nu cred ochilor ce văd! Ce sunt astea, Melissa? Am pregătit ceva foarte delicios! Caracatiță! Caracatiță din paste, grembuști și piper negru. Și... și o bagi direct în gură. Hai, Mihaela! Ce-i asta, caracatiță? Hai, mănâncă! Nici nu cap în guriță! Wow, e delicioasă caracatița! Și paste din orez! Din orez! Vrei să gusti? Hop! Nu! Hai, Mihaela! Am mâncat doar caracatița. Tentaculele lăsat. Las că le mănâncă ea imediat. Nu? Șmecherilă. Da. Furtuna și-a făcut efectul. Voi ce mâncare luați pentru animalele voastre de companie? Până cumpărăm mâncare pentru noi, cumpărăm pentru Ice. Melisei Bruschi s-a făcut rău și a plecat la baie. Zice că vrea să vomite, Mircea. De ce? Nu știu ce a pățit. De la căldură sau de la... nu știu. Noi avem o bărcuță roșie acasă și voi ați văzut-o, dar nu avem gusle la ea. Deci acum o să iau. Unde Melissa? Nu știu. Melissa se simte rău, e la baie. Oare ce fel de mâncare e asta? Nu știu. Pentru păsări? Nu, scrie că pentru câini. Insecte. Hai să încercăm. Melissa a vomitat. Ei, da, nu. Lasă. Dar mi-e puțin rău. Încărcăm. Vreau așa canapea la mine în cameră. Imaginuții. Asta e husă, Mircea. Ia să-ți spun, mie
De care tobogan vrei tu pe apă? Ăsta! Ăsta! Dar uite că mai sunt și alte feluri. Roboțel! Roboțel? Da! Dar uite că mai sunt! Foarte greu, îl dorm pe un scaun din mașină. De aceea m-am gândit să-l schimb cu unul care se mișcă! Idee bună! Vrei? Cu dinozaur? Ce? Uite! Îl luăm sau nu? Da! Am zis să nu mai zităm și luăm culozile. Eu să-i minte de dovleac. Nu știu pentru ce, dar îmi plac. Sunt sănătoase, Mircea. Eu și din astea. Mircea, astea care nu sunt prăjite, sunt cele mai sănătoase. Așa că hai, ia-le. Noi așteptăm. Am luat foarte mult și pe această dată. Nu da, am avut trabdare. Nu. Poate? Hai, muncim. Pe da? Drumul. Activități de grădiniță. Și eu. Și aici știu că o să pune și telefonul și privim familia Melimi. Eu aici pun pensiune, aici creioane. Am ieșit și pui ce pui jucării. Vai, ce rapid băieții s-au pus pe treabă. Eu deșinești literele. Wow, și Ionuț ce desenează? Soare. Dar ce culoare are soarele? Verde. Cum, soarele e verde? Da. Dar ce culoare trebuie să aibă totuși soarele? Maro. Wow. Ia tot să-ți spun abonații, ce culoare trebuie să fie soarele? Și tu ai să desenezi. Eu vreau să iau de acesta. Pare foarte înfiorător. Ei, cine sare acolo? Eu. Mami, ce-am găsit eu pentru băieți, ce mai mici? Roșie. O bară de box. Să vedem imediat reacția lui Ionuț la peștișor. Ionuț, uite aici. Hai, hai repede, hai repede, 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 să ceră ceva. Pe Ioni. Ionuț, vin să-ți iei peștișor, pe care nici eu n-am văzut. Ce ceva. Șarpe. Șarpe. Murenă. Mai zi. Sau ce? Nu știu. Hai, Ionuț, hai încoace. Hai să răd. Hai să răd, încă mai sunt. Sunt mulți, mulți, mulți. Ia vină încoace. Ce? Uite aici. Ce? Ia. Pe piciorul. Și micuț, vezi? Ia uite, uite aici. Da. Nu-ți gândaci. Vorba lui Creangă, sute și mii. Ce bibijori mici. Da. Ce bibijori mici acolo. Uite și sus, vezi, micuți? Ce văd? Și acolo, ca luat în brațe. Vrei să vezi sus? Da. Tati, ia-l în brațe. Chiar sute și mii. Astăzi toți băieții din familia Melimi își vor face o frizură la frizer. Și nu acasă. Să vedem cine este. Voi să încerci, nu? Și plicosul nostru? Mai pe spate, mai pe spate capul, mai pe spate. Da, Matei, dacă știam de acasă, nu vă scălăm pe niciunul pe spate, mai pe spate, mai pe spate. Așa. Am un mișcor, sau? Capul sus, da? Ideea e că dacă nu lași capul pe spate, se duce capa pe jos, știi? Și cred că această tablă este făcută special pentru copii. Așa este. Să ajungă? Sus aici. Băbuța. Apășa. Și eu nu s-a prins la curaj. Vreau și eu, vreau și eu. Vrei și tu? Iar acum trebuie să decidem cum ne vezăm, chel sau lăsăm codiță sau din potrivă scurt prin părți și nu mai sus. Eu aleg pentru tati să fie chel. Matei vrea codiță. Oare să-i o lăsăm? Vreau. Ce preferi, dreapta sau stânga? Dreapta. Dreapta? Eu iau asta și tu spui dacă îți place, bine?
Reacție. Wow, ce masaj! Vreau și eu. Foarte interesant. Așteaptă rămânețea. Matei, avem o întrebare. Putem să-i facem cărarea lui Matei al nostru? Da, putem. Prima dată, uscăm cărarea. Tot timpul cu cărarea încet. Aerul rece. Lăsați uscătorul să-și facă treaba. El îndreaptă părul și îl și ridică. Mai bine puneți presiune pe păr din uscător, că e natural, e aer rece, n-are ce se facă, decât să puneți, să lăscați în jos și după aia puneți un pic de cremă ca să ridicați. Știți? Așa, îl ridicați din uscător, ținut un minut așa. Hai să te vedem. Toți așteaptă, nu au răbdare. Wow, Matei! Foarte frumos! Îți place? Te-ai văzut în oglindă. Uite aici, uite aici. Așa. Ia uitați-vă ce facem. Mănuț! Prima ne ducem, spălăm capul acolo. Ce zici, încercam? Da? Stai chiar foarte bine, un pic mai pe spate. Nu, la ochii un pic mai pe spate. Nu ajungem la ochi, da? Apa în urechi te deranjează? E bună apa? Da. Cum este? Bravo! Yeee! Yeah, dă mânuța! Așa! Mergem acolo? Pe scaun? Așa! Și pe tine eu nu sunt cum te prezăm. Scurt? Vrei să fii chel? Ia vrei? Sau vrei cu codițe? Cu codițe ca la fetițe, da? Hai să vedem ce cu afură elegem pentru Ionuț. Vedem cum ne va reuși la Ionuț, pentru că el are un vârtej drept în vârful capului și stă părul așa, ca un palmier. Și poate frizăm și fetele, ha? Cu o frizură băiețească. Uite că frizerul chiar acum ne arată nouă un model. Pentru Melissa ce s-ar potrivi? Wow! Să-i face Melissa așa? Nu, eu vreau să rămân cu părul lung. Și-l mai și vopsim, hm? Așteptăm să vedem ce ne spun abonații. Scrieți în comentarii. Zic că să scrieți în comentarii să fie așa lung. Îți place? Eu nu scrie în stilul lui. A, doar ne fi unde apucă. Se trezi? Eu mai nu. Să vi văzut ochii lui Ionuț la prima atingere a mașinii tuns. Da, jaluzelele trase, îl fixăm pe Ionuț să privească direct înainte, pentru că el este sustras de tot ce îl înconjoară. Ești curios? Păi cu afura nu-ți reușește dacă miști capul în toate părți. Iar lui Ionuț îi facem părul amintrelea. Îl facem pe stânga, nu? Ionuț, vrei masaj? Mă te fiști la dormi. E caldă. E caldă? Da. Dar ce faci acolo? Ce faci? Ești ok? Masaj, da? Masaj. Vrei să mă opresc? Nu. Doarme el pe partea asta. Mai atent, așa, care dorm pe o parte, dintr-o parte, tot timpul mai... Chiar dat așa. Rezolvăm cu vârtejul lui Ionuț. Uite cum te aranjează bine. Wow, Ionuț! Nu ți-i drănoc, stai liniștit că nu ți-i drănoc. E numai pe frunte. Numai pe frunte. Parcă zbori cu avionul. Îți place? Yeee! Wow! Ia stai să vedem. Stai că e altfel cu apura decât la Matei, da? Unul în dreapta și altul în stânga. Și la mici va fi și mai diferită. La mici va fi așa. Așa. Hai, merge. Cu cât e părul mai aspru, ascultă mai bine din uscător. Auziți ce ne spune frizerul? Părul lui Mircea ne permite să-i facem orice tip de coafură. Eu ziceam că e cam aspru. Mircea zice că vrea cu zero. Vrei? Da. Deci mă duc cu shaver-ul. Nu știu. Vedem. Mircea, sigur? Da. Mircea, ce-ai făcut?
uit! Cât de interesant pare! Și eu vreau masaj! Și după ceea ce văd ce a ieșit la Mircea, îmi pare rău că nu i-am frizat la zero pe ceilalți. Și rezultatul final este... Unde ești? Aici! Mami? Vreau și eu așa. Cum e? Unde e Aliciul? Aliciul lui! Îți place? Ce vezi în oglindă? Da, stai așa în mine, ca și la mine. Să vedem cum este lui, ca și la Mircea, așa, de la pe spate, așa. Dacă ne apară la 0, că te văd un pic mai pe clasă. Nu, la 0, la 0. La 3 mm și sus ne apară la 0, un pic mai mult să crească. Și să-ți faci o buclă în direcția, ne apară în direcția putezului, în partea asta, în partea lui, nu? Mami, totuși pe ce mergem? Pe chilie sau pe... Tati, hai să ajungi atâta. Lasă că ne-ai făcut destule prank-uri ultimele zile. Oare cum va arăta tati la final? 3 mm cum de? 0. Ce, pe metru jumate, 2, dacă l-ai mai lăsa? Super. Și filat bine. Filatul te ține două. Ce-i mami, că sunt fără chioare și nu prea văd în oglindă. Tati, nu știu ce zici tu, dar eu am aflat foarte multe secrete astăzi aici. Cum e, tati? Ce face? Și eu vreau. Și eu vreau. După ce am făcut, tati, vreau încă o dată. Eu sunt pregătită pentru frezare. Tati, 3, 2, 1! Wow! Mai, să ne zic abonații. Măi, mai bine. Cine mai bine frizează? Mami sau nouă nostru frizer? Tati, până acum nu te-am văzut niciodată așa. Cred că de azi înainte vei veni aici să te tunzi. Acum lăsăm toți abonații să voteze. Care frizură cu afură este cea mai faină? A mea! Ce facem pe viitor? Ne punem puțin așa mai, ca Mircea? Mai scurt în spate. Tati, la un moment dat m-am speriat când am văzut că așa e tăiat. Dar mami, mie îmi place cel mult așa. Da? Și cea mai bună senzație. Și hai să vedem ceilalți și apoi tati. Hai să vedem. Minut. Ok. Haideți, plecăm. Așteptăm părerea voastră.